Este dezastru în județul Galați, acolo unde vântul puternic a prins aspect de tornadă și a distrus solariile oamenilor. 5 hectare au fost puse la pământ, iar legumicultorii sunt disperați. Primarul din Umbrărești face un apel către autorități să-i ajute pe oamenii ale căror solarii au fost luate pe sus de furtună. Asta întrucât mulți dintre ei au început deja să se gândească să plece din țară pentru că nu mai au bani din ce să trăiască. O furtună cu aspect de tornadă a distrus la foarte mulți oameni solariile. Să precizez că Umbrărești este al doilea bazin legumicul după Matca, din județul Galați. Și lumea este disperată, pentru că altă sursă de venit nu au. Mâine o să vină o comisie formată din reprezentanți de la prefectură și de la ISU Galați și un reprezentant de la primărie să mergem să evaluăm pagubele la oameni și să încercăm, nu știu, fac apel la autoritățile statului, da? Să le dea ceva la oameni, ca să poată să-și continue. Avem în jur de 5 hectare, dar mai sunt oameni la ușa primăriei care depun științări. Unele sunt totale, 100%, adică solarul căzut la pământ. Am tineri care zic că gata, mă duc să mă angajez, plec în Spania, în Portugalia. Un solar de 2000 de metri pătrați trebuie 100 de mii, 1 miliard, nu poți să faci. Nu mai iau banii ăștia la ora actuală.